Lucrările de restaurare a cuptoarelor medievale, care au fost descoperite în satul Vorniceni, Gura Văii, din raionul Strășeni, acum 7 ani, ar putea fi reluate grație unui proiect de finanțare națională. Cercetătorii își doresc ulterior includerea acestora în circuitul turistic. Cele două complexe de ulărit datează din secolul al XIV-lea și ar putea deveni o atracție turistică importantă, susțin specialiștii. Cele două cuptoare medievale de ars lut au fost descoperite din întâmplare în toamna anului 2013 în curtea unei bătrâne. Mătușa Marie și acum își amintește acea zi când unul dintre fiii ei săpa o groapă în grădină. Băiet, Deniu, a săpat, a început să săpe o groapă și a dat ceva acolo deosebit. A anunțat deodată la primărie și a venit aici și s-a uitat, nu mai săpați nică și așa a început a lucra. Atunci s-a încercat conservarea obiectelor de importanță istorică prin implicarea unui specialist din România și cu sprijinul financiar al istoricului Ion Ursu. Totuși, acestea s-au stopat din lipsa unei finanțări ulterioare. Unul dintre cuptoare a degradat din cauza apelor subterane. Constatăm, mai ales după anul 2017, când a fost acea ninsoare din aprilie, în zona de mijloc dintre aceste cuptoare, fiind și o groapă menajeră, medievală și fiind golită atunci de materiale arheologice, au apărut apele subterane și acel cuptor care era și mai prost păstrat atunci a degradat mai tare și s-a și dezafectat. Cuptoarele au fost descoperite la o adâncime de 1 metru. Săpăturile au fost efectuate în perioada 2013-2014. În această groapă de acces se făcea focul, iar aici se ardeau vasele, precum căni, oale, ulcioare, la o temperatură de aproximativ 1000 de grade. Arheologul Vlad Vornic spune că spre partea de jos a pantei există probabilitatea ca să fie și alte construcții medievale de acest fel. Sigur, în timpul apropiat se vor face anumite sondări, poate și o cercetare magnetometrică în această zonă și apoi poate, sigur, săpături și sperăm mult, fiind un prim caz pentru Republica Moldova de conservare a unor asemenea cuptoare de ulărie și complexe arheologice în general în aer liber, să le muzeificăm și să le valorificăm din punct de vedere turistic. Potrivit autorităților locale, există șansa ca procesul de conservare a acestor două cuptoare de ulărit să fie încheiat, grație unui nou proiect finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Am aplicat acum împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul Raional Strășeni și alte câteva primării, am aplicat un concept pentru a fi finanțați în scopul reabilitării acestor obiective. Am înțeles că la prima fază am fost selectați pentru finanțare. Sperăm să trecem și celelalte faze și până la urmă să ne vedem cu rezultate în ceea ce privește domeniul turistic. Potrivit specialiștilor, asemenea complexe arheologice sunt unice în țara noastră.